Bună dimineața! Prețuiește viața! În viața fiecăruia dintre noi au existat, sau pentru norocoși există încă, oameni care ne-au atins destinul în mod aproape miraculos. Pentru mine, mama a fost înger păzitor, tata mi-e model, copilul meu e motivația a tot ce e bun în mine. Întâlnirile cu oamenii mari ai vremurilor noastre, nume grele care și-au câștigat un loc sigur pentru posteritate și pe care am avut șansa de a-i întâlni înainte de a îndrăzni să visez măcar că am putea sta vreodată față în față, mi-au dat încrederea față de care n-aș fi ajuns să trăiesc în 4 decenii cât alții într-o viață. Așa că întâlnirea noastră de astăzi e un tribut adus unui astfel de om, model pentru mine, deși nu ne-am întâlnit direct în această viață. O să vă spun pe scurt povestea sa și mi-aș dori ca astăzi, după întâlnirea noastră, să vă gândiți la omul bun ce v-a atins vouă viața în bine și căruia, de a-ți putea, i-ați spune astăzi simplu, dar din suflet, mulțumesc. Într-o era a celebrităților ce au rămas în istoria Hollywoodului, nimeni nu a strălucit mai puternic decât Audrey Hepburn. Feminitate și fragilitate, grație, farmec, căldură, spirit, eleganță, talent, umanitate. Dumnezeu a pus totul într-o mână de om, ce avea să fie balsam pentru o lume întreagă, și de maturi și de copii. Reper în cinematografia mondială, dar și ambasador al bunăvoinței pentru UNICEF, Audrey Hepburn e o legendă și un model, o aspirație. Aceasta este povestea unei femei care a cunoscut și zborul și căderea. S-a ridicat și a mers mereu mai departe. S-a născut în 1929 lângă Bruxelles, într-o familie înstărită care a cunoscut divorțul, însă când Audrey avea 6 ani. A tânjit după dragostea tatălui, care n-a simțit nevoia să-i fie aproape nici după ani, când ea devenise un om cunoscut, un tată care a lipsit 20 de ani din viața ei și de care totuși a avut grijă până când acesta a închis ochii. Aceasta este istoria unui copil care a urmat școala pe timp de război, a cunoscut neajunsurile și nu a uitat ce înseamnă sărăcia și foametea întreaga sa viață. Este crâmpeiul de basm al unei mici balerine care a muncit pe brânci și a folosit fiecare experiență a întâlnirii cu oamenii mari ai vremii spre a învăța, ceea ce a condus-o către succes. Povestea unei tinere actrițe care se trezea zi de zi la 5 dimineața spre a-și recupera lipsurile pe care alții le depășiseră prin șansa studiilor de actorie elaborate, căci Audrey obișnuia să se descrie ca o actriță fără prea multă tehnică, pentru că nu urmase niciodată o școală în adevăratul sens al cuvântului. Avea însă talentul nativ de a se apropia în chip magic de publicul ei, de a transmite nuanțe ascunse și sentimente cu o naturalețe nemai întâlnită, o stea despre care se spune că nu a fost conștientă de propria strălucire. Modestă, ea se vedea prea firavă, cu imperfecțiuni ale corpului pe care le credea exagerate, astfel încât se simțea întotdeauna onorată de atenția pe care milioane de oameni o acordau, ca și când nu ar fi făcut destul cât să o merite din plin. Dintr-un sentiment de recunoștință față de darul primit, a fost întreaga viață un om punctual și corect și a memorat rolurile cu conștiinciozitate spre a nu oferi celorlalți dezamăgiri sau motive de reproș. A tratat mereu oamenii din jurul său cu respect și căldură. Audrey Hepburn este femeia dezamăgită de 2 ori în căsnicie, în parte și pentru că nu a reușit să depășească durerea lăsată de indiferența tatălui care i-a frânt inima încă din copilărie. E povestea unei mame al cărei vis pentru o viață a fost să aibă toată familia împreună în liniște și iubire. N-a simțit niciodată că e vremea să scrie o carte despre propria viață. Ar fi fost prea liniară, o experiență prea simplă, spunea. Ultima ei călătorie în lumea a treia, ca ambasador al bunăvoinței pentru UNICEF, a fost în Somalia. A așteptat aproape 1 an pentru a-i se permite intrarea în țară și pentru a strânge fondurile pentru copiii subnutriți de acolo. Când a întrebat în final cine îi va elibera viza, răspunsul a venit însoțit de un zâmbet ironic. În Somalia nu există vize, pentru că nu există guvern. Pur și simplu zbori într-acolo, sperând că nu se va trage și nu te vei prăbuși. Audrey Hepburn, prețuiește viața. Pe curând!